Chiar dacă pierderea libertății este un lucru de evitat, nu toate închisorile sunt la fel de înspăimântătoare. În lume există câteva penitenciare care la prima vedere par mai degrabă hoteluri de 5 stele. În continuare vă prezint top 7 închisori de lux. Sollentuna. Suedia este o țară care a trecut într-o nouă etapă, deoarece aici unele închisori ajung să se închidă din cauza lipsei infractorilor. Totuși, mai sunt și cazuri la ei în care trebuie să plătești în fața legii. Această închisoare beneficiază de mai multe facilități, precum o sală de sport complet echipată și o bucătărie în care deținuții își gătesc propria mâncare. Chiar dacă pare o casă bine pusă la punct, este într-adevăr o închisoare. Eddiewell. Închisoarea din Scoția este puțin diferită față de restul, deoarece a fost concepută ca un centru de învățare, ceea ce înseamnă că deținuții sunt reabilitați prin educație cu privire la aspectele legate de infracțiunile pe care le-au comis. Facilitățile sunt remarcabile, iar celulele sunt decorate într-un stil modern care îți dau impresia unei camere de studenți, în niciun caz de o celulă. Închisoarea Aranjuez. În cazurile în care o femeie este obligată de lege să facă închisoare pentru faptele comise, copiii rămân în grija rudelor celor mai apropiate sau duși la cămine pentru o perioadă temporară, însă în Spania, închisoarea din Aranjuez este singurul loc cu celule special amenajate pentru familii. Rudele deținuților și copiii, dar numai până la 3 ani, pot locui cu ei. Decizia luată pentru copii este pentru a forma legătura mamă-copil, având în plus și beneficiul interacționării cu alți copii. JVA Fusebüral. În Germania, închisoarea seamănă mai degrabă cu un castel dintr-un baz. Prizonierii cu pedepse pe termen lung tind să aibă o viață destul de liniștită în acest loc. Își pot spăla hainele personal cu acces complet la mașinile de spălat și uscătoarele de rufe. De asemenea, au camere individuale echipate cu birou, televizor, pat și chiar baie privată. Mai au și o cameră de zi mobilată în care se pot relaxa, iar toate lucrurile acestea fac ca această închisoare să arate mai mult ca un colegiu universitar. Camp Dallon. Celula închisorii Camp Dallon probabil o veți confunda cu camera unui hotel de lux. Este situat în Geneva și această închisoare a beneficiat de o renovare de $40.000. Înainte de asta, locul era cunoscut pentru spațiul insuficient care era pentru diferite boli și torturarea deținuților. Acum în fiecare celulă locuiesc 3 persoane ce dispun de o baie privată și lenjerii de pat mereu curate. Închisoarea Bastøy. În Norvegia, despre deținuții acestei închisori, am putea spune că locuiesc mai mult într-o cabană din lemn. Aici, rata de ședere pentru deținuți este de doar 16%, mult sub media europeană de 70%. Este o închisoare de securitate minimă în care condamnații se pot bucura de activități recreative, precum călăritul, tenis sau pescuit. Centrul de justiție Liben. Oamenii de la conducerea acestui centru de justiție din Austria și-au propus să-și trateze toți deținuții cu respect. Aici sunt camere private pentru grupuri de 15 persoane, cu băi private, bucătărie comună, pereți acoperiți cu lână și ferestre de sticlă. Unele celule au balcoane, iar în exteriorul clădirii există 2 inscripții care spun că toate ființele umane s-au născut egale în demnitate și drepturi și toate persoanele private de libertate trebuie tratate omenește și cu respect.